Am zis rezolvări, balanța. Aveți emoții că o să vă întâlniți cu cineva de care s-ar putea să depindă fericirea voastră și va trebui să dați și un răspuns. Mergeți mai departe sau nu? Scorpion, poate vă duceți la un interviu ca să fiți acceptați la un serviciu sau poate dați examen ca să ocupați o funcție, că pregătirea necesară o aveți. Scorpion, o să mai ieșiți pe la evenimente ca să nu pierdeți contactul cu lumea, că o să mai vreți niște colaborări. Săgetător, relația de cuplu se poate suda frumos. Dacă o să fiți receptivi la preferințele partenerului, o să puneți umărul și la treabă, să fiți o echipă. Capricorn, se pot lămuri niște aspecte legate de conviețuirea în doi și o să fixați poate alte reguli ca să fie lejer, să vă puteți înțelege. Vărsător, întâlnire cu un om de afaceri care vă propune o colaborare și o să faceți rost de bani în plus. Totul e să vă descurcați cu timpul. Pești, o să întâlniți și voi pe cineva care vă poate fi companion de viață dacă nu aveți pe nimeni și chiar vreți să aveți și voi o familie. Berbec, vă reușesc, o să vedeți toate demersurile și o să culegeți roadele, o să vă declarați mulțumiți în sfârșit după atâta efort și consum nervos. Taur, o să vă puteți reface o căsnicie, o relație partenerială care întâmpinaseră niște dificultăți și o să evitați greșelile care vă duseseră la ruptura relației. Gemeni, e un moment bun să cereți iertare cuiva cu care o să fiți pe aceeași lungime de undă și ați putea forma un cuplu. Rac, încep să se rezolve și acele lucruri complicate. Poate vă puneți în sfârșit casa la punct și o să vă mai liniștiți după atâta zbucium. Leu, poate aveți de autentificat niște acte ca să puteți vinde o casă, poate o mașină, să aveți toate actele la zi ca să nu bateți pasul pe loc. Fecioara, se poate să faceți curățenie la sânge în stilul vostru așa și să chemați o firmă care să se ocupe de toată treaba, să vă vedeți și voi de ale voastre. Rezolvări azi!